ce voi o să-mi citați? Pentru ce am avut o vreme? Vrem bani. Dar ce e indicație de general? Bani repede. Bani rapid, da? Acum, astăzi, în momentul. Deci noi cunoaștem că sunt trei tipuri de trader. Dar până să ajungem la trader aceștia, deci cine suntem noi, mi-a spune Elena, eu sunt consultat financiar în cadrul acestei companii și împreună cu domnul... Nu e predică, sunt consultat în cadrul companiei, dar... Împreună cu domnul stai despre scalping. Nu vreau să toți consultați scalping, scalping, suntem tot ce vă trebuie în general scalping. Sau ce reprezintă general scalping? De asta eu vreau ca noi să fim activi. Cel mai să nu este organizat pentru mine și pentru domnul Victor, este organizat pentru voi. Cât mai activ o să fiți, cu atât mai multe întrebări și mai multe teme o să abordăm în lumea asta. Așa, deci noi cunoaștem trei tipuri de trader, da? Cei care putem să-i numim investitori, care țin tranzacțiile active de la o lună până la poate fie jumătate, dar un an și tot așa mai departe. Ei se numesc investitori. Traderii, spre exemplu, majoritatea sunt intraday, respectiv. Nu stau? Da, da, intraday, frate, mai este. Nu, ce se face? Acolo e cineva și ascult, dar văd, mai este. Da, vedeam că putem scurt, putem scurt, dar văd, persoana cunoaște o așa. Da, gata, gata, mai mult nu mai intră. Nu putem să ia. Mai mult gata, nu mai intră. Așa. Deci sunt traderi intraday, majoritatea, practic 80% din traderi sunt intraday. Cei care deschid tranzacții zilnice, da? Facem profitul de la o zi până la o săptămână, nu plus minus. Și mai sunt acei scalperi, despre ei un pic mai puțin se discut, pentru că noi la partea practică le punem accent mai mult pe traderii intraday. Nu, majoritatea vor să deschidă tranzacții mai veridice, să le aștepte un pic, pentru că eu, toți aveți răbdare, fiecare este ocupat, mai ales lipsa de timp, presupun că la fiecare este, da? Și mai bine ai făcut o analiză, o prognoză dimineață, pentru asta și este și organizat și market discussion. Ai făcut dimineața analiza, ai deschis tranzacții, până în seară, practic, rezultatul este vizibil, spunem așa. Numai că scalperii sunt acei traderi care tranzacționează și fixează profitul cel puțin, nu maxim, la jumătate de oră, dacă nu mai repede. Poate fi de la câteva secunde până la 5 minute, 10 minute, 15 minute. Numai că traderii aceștia intră cu volume foarte mari pe piață, da? Se recomandă ca scalperul să aibă un depozit cel puțin de 100.000. Cine dintre voi are depozit de 100.000? Pe demo? Voi decideți deja. Faceți plătit tot pe demo să duci să extrageți banii. Da. Voi decideți deja. Faceți banii pe demo sau îi facem pe real? Ok, câți dintre voi sunt pe real? Restul pe demo, da? Mhm. Cel mai interesant că scalpingul este mai mult solicitat de traderii pe demo, cum să înțeleg. Au scopuri mari. Toți vor să treacă pe piață vii. Toți vor să treacă pe real la asta, doar că era închis la alimentarea conturilor. De-aia. Mâine o să fie tot pe real. Așa. Să spui cu curea, stai rândul până la primul jur. E aici rând, așa și mâine o să fie tot acolo. Sperăm. Așa. Rândul e simplu, cu asta. Deci, ce presupune scalpingul? De ce noi solicităm această temă? Pentru ce nouă ne trebuie scalpel? Haideți, câte unul, nu toți odată, câte pentru a face loturi. Mhm, iată aici o temă interesantă, pentru a face loturi. Dar de ce nouă... Ați notăm întâi, parteneria. De ce? Și să dăm costul cu mine, primul. Ok, da. Loturi. Așa. Face loturi. Deci, majoritatea cei traderi care sunt pe real, ei dețin și un parteneriat, da? Sunt, mai ales sunt acei care parcă stem de loturi, stem de parteneriat. Oare loturile trebuie pe noi să ne sperie? Cine prezintă în general loturile? Care e scopul unui trader? Să facă bani. El e activ? Prin asta și diferența dintre investitor și trader. Traderul el primește plăcere de la tranzacționare. Dacă investitorul a investit pentru perioadă îndelungată de timp, traderul într-una face profit. Fie că e perioadă mai lungă, poți schimba o tranzacție perioadă mai lungă și după care să fac profit perioade mai scurte? Da. Orice proces îndeplinit calitativ automat îți aduce profit. Iată cu ce se ocupă
un trader. Păi poate cu mine să mă sperie faptul că eu trebuie să fiu activ. Nu, atunci de ce ar trebui să ne sperie loturile? Nu, pe lumea sperie nu loturile, minusurile care apar, pe monitor. Alea sunt sperie, te sperie. Loturile nu te sperie, nu știu, nu cred că cineva îi sperie. Loturile cereți la noi să fim cât mai activ, cât mai activ. Adică zilnic noi să facem, adică un minim ca să îndeplinim acel plan săptămâna, săptămâna, săptămâna. Păi de fiecare și din statul spanic cu un business plan, planului. Corect. Acum, cât cine le interzice noi să fășeți, de exemplu, azi 10 locuri, mâine 5, mâine, poi mâine și unul. Păi nu nimeni nu le impune să fiecare zi să ne permită principalul major depozitul. Ideea costă în altceva, pentru că majoritatea sistemului de loturi, de ce? Că riscurile sunt mai mari, la loturi mari, riscurile sunt mai mari. Nu pierderea. Ideea este altceva. Că e un parteneriat, ei se axează să facă lotul, dar nu se facă profitul. Da? De un nivel de psihologic. Dar dacă se încheie de lot? Da. Dar dacă ai vrea să faci parteneriat de potrivă, dacă se încheie. Cât timp se încheie? De dependență de parteneriat. Cât timp se încheie un dublu zi? Jumătate. Și noi vreți într-o lună de zile să faceți lotul. Dar adică e real, tipul 6 luni, așa în regim normal. Faci, sigur că da, faci două partea. Știți, exact, exact. mi-a plăcut, am fost pe urmă, în stradă, treaba în state. Văd un american și ne-a spus că noi, când investim, deschidem o afacere care, noi de 3 ani de zile așteptăm primul profit să vină. El în decurs de 3 ani de zile, trebuie să întoarce investițiile care le investești. Dar la noi, mentalitatea care? După 3 luni maxim. Maxim nu ne-am susținut. 3 luni ok. Cel a fi bine din a doua zi. Asta este reflexia societății în care trăim, din păcate. Da, dar ce nu trebuie să mai dăm noi pragul ăsta să pășim și să ne gândim că noi trebuie să facem investiții pe termen lung. Asta e un factor psihologic care, e general, omul vede partea negativă. Cel mai des, adică cei ce pe mine mă îngreunează, se vede mai din start decât cei ce mine aduce pe ce. Asta e bariera psihologică, nu sunt trading, asta e un lucru general. Da, asta e, zic că la noi, cred că suntem pe care ne ajungem în bariera psihologică, ne permit unde să trecem și ea. Pentru că eu, din start, când mă gândesc, nu trebuie să ne accepte de asta. Noi în primul trebuie să ne accepte profit. Pentru că noi am venit aici pentru ce? Pentru loturi sau pentru profit? Noi facem profit, paralel să facem loturi. Ok, dar nu facem pe lună, un, două, în șase luni. Nu în șase luni, în șapte luni să le facem. Dacă oricum ar să facem loturi. Dacă nu se face în jumătate de an, se retrage? Nu. Nu este o limită. Nu sunt desimitații. Ca să sperii. Nu este un secret că parteneriatul Double Hit se încheie pentru o perioadă îndelungată de timp și îl iau anume oamenii, traderii, perseverenți care vor și au scopuri mari, care vor într-adevăr să ajungă la un profit oarecare. Fie mărirea depozitului, spre exemplu VIP. Cine vrea să ajungă la VIP? Cel puțin noi vrem să începem cu VIP, da? Da, se poate de ajuns. Se poate de ajuns. Și... Exact. Eu aici aș spune altfel. E mai plăcut să ajungi la VIP Platinum, dar să începi cu VIP. Nu? Asta tot vă demonstrați vouă că voi puteți. E posibil, da. Exact. Eu știu că copilul când se naște nu știe aici. Și așa ia ușor, ușor, până reagă, până devine campion. Așa și aici. Pași cu pași. Eu așa văd. Când îți pui la VIP, ești sau în spate și e posibil să nu te duci. E că, e simplu până îți dați copilul când începe mici. Copiii mici, și noi, copiii mici, nu se... Nu au barieră psihologică de existiană. Pentru că avem experiență. Și noi nu ne temem de cei cu scad, nu știu eu să zic că da. Dacă eu scad, eu la mine să fie, ei nu au ce s-ar putea întâmpla. Eu am căzut, m-am ridicat, adică astea sunt instinctele naturale. Noi nu gândim de dată că a scad, a smărdit, dar dacă a scad. Eu încă am căzut, dar da, nu am mai gândit, dar dacă a scad, ce a să fac? Tu te-ai caz, cu orice problemă are o soluție. Noi cu asta îngruptăm de la primul lecție cât de la teorie. Oamenii când vin aici se gândesc la un lucru, cum să nu piardă. Fiecare dintre voi când a venit s-a gândit, cum eu sunt pierd tot. Acum, voi toți
obținut cunoștințe. Spuneți-mi mie, vă rog frumos, dacă voi aveți acele cunoștințe, voi puteți pierde fizic? Cine răspunde de tranzacțiile voastre? Doar voi! Unicul factor care poate să influențeze ca voi să pierdeți sunteți doar voi! Voi sunteți conștienți de ceea ce faceți? Ei, că pe demo eu acolo am intrat în minus 100.000. Dar bun, ăsta e demo! Ceea ce tu îți permiți pe demo, să-ți permiți și când o să treci pe real? Slipim de con? Eu vă spun eu cum am început. Eu am început și primul cont am pierdut. Ați spus că ați acționat pe SPI? Nu, nu. Eu am început în 2007. Atunci SPI nu era atât de popular. În 2017 era foarte tabu USD rublă. Un punct la dolar cu rublă. Era $100. Avem aici un doi cu US de rublă, da? Da, nu ai putut faci profit niciodată. Nu, acum nu e. Atunci era... Nu e rentabil ca și atunci. Ideea era constant altceva, că lucrați la ora, lucrați la ora 10 până la ora 10 sat. Dimineața când intrai, orice pereche nouă, voi trebuie să studiați. Și am puțin două în zi. Cine voi lua o pereche să o studieze? Să bată cum se mișcă. De ce este influențat? O pereche, era cam o persoană. Deci, două luni zile a studiat, o știam că la ora 10, dacă spornește în sus, nu îi trebuie mult. Acum să vezi 15 minute, scalcă să faci. Acum faci profit bun. Greșeala mea, eu nu cum spun și până acum care a fost greșeala mea, pentru că eu nu m-am asigurat. Ei s-au pornit, au fost trei dimineți. În umbră, frumos. Și eu m-am făcut, am pus bai și eu nu m-am dus în fața calculatorului, ceva, nu îmi dau ideea pe mine. Greșeala mea. Și eu trebuie să mă asigur stop loss, nu m-am asigurat. Și mă s-au dus în sus. Iată, asigurarea aceasta, majoritatea... Nu, un secund, încerc. Da, da. Eu, până moment, de fapt, aici. Am căzut. Am căzut. Două săptămâni. Telefonul închis. Telefonul închis. Că domnul Iucer, băsit de prieteni. Domnul Iucer, bravo! Ce poți să spun? Bravo! Două săptămâni am ieșit din minț. După aceea, mai greu, dar am venit. Ce să întâmplă aici? Uite, mă. În viață. Dar nu m-am temut la când ca să pierd. Eu sunt sănătos și merg înainte. Nu m-am temut ca aia de ca să pierd. Nu știu că, nu, bă, știu că e volatil. Poți să fac așa, poți să fac așa, poți să fac așa. Acolo, că e volatil. Eu știam că să fac așa, dar nu m-am gândit deodată. Aia de ca să pierd ce să fac. Am scad, am să mă ridic, am să merg mai departe. Te gândești de acolo de ce o să faci, dacă o să câștigi. Te gândești două săptămâni ce ai făcut, că ai pierdut. Cel mai bine te învață... Greșeli. Da. Omul de greșeli se învață. Stop-loss-urile sunt perfecte. Aici sunt două categorii de persoane. Cei care se învață pe greșelile lui și cei care se învață pe greșelile altora. Noi nu însă, dar lucrăm cu exemple. Lucrăm cu exemple persoana treia. Vă spunem ce fac traderii, cum fac ei, cum procedează în anumite situații. Nu ca voi să vă speriați sau ceva genul. Dacă voi să luați anumite lecții și nu procedați și voi exact cum procedează ei. Să alegeți alt cale. Numai că majoritatea traderilor nu înțeleg asta. Dar iarăși. Hai să trecem la temă, păi ne ducem într-o lecție, noi avem o altă temă să zic. Așa, scalping. Cine faci scalping? Persoană. Așa. Pe demo? Nu, nu contează. Demo real. Sunteți mai mulți pe demo, de asta o să vorbim și pe demo și pe real. Persoană. Mai una. Tot pe demo ce faci? Persoană faci scalping. Dar să-mi faci să înțelegi cum se face. Noi încă n-am apucat să înțelegem cum se face. Așa, el oricum la partea practică se trece, dar se trece superficial. Cine trebuie nou pentru scalping? În primul rând, un depozit corespunzător, un depozit profesional. Scalpingul se face în perioade scurte de timp, precum ar fi M1, M5. Da? Așa și puteți nota. Scalpingul se face în M1, M5. Noi astăzi o să vă predăm anumite strategii pentru scalping. Aceste strategii sunt testate în timp. Voi acasă să testați pe demo, pentru că fiecare strategie, mai ales scalping, el se testează pe demo. După care, deja, dacă este corespunde cu caracterul vostru, dacă corespunde cu scopul vostru, atunci neapărat îl treceți pe real. Până când? Pe demo. Așa. Deci, pentru a face scalping, nouă ne trebuie și instrumente financiare corespunzătoare. Cel mai interesant că scalperii ce fac? Deschid tranzacții cu volum mare pentru o perioadă foarte și foarte scurtă de timp. Cum credeți? Aici folosim tăi propriu stop loss? Da. Nu, 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 nu
Da, în perioada de încens, și cum poți să știu fost? Acolo e o fluctuație de lunari, două, nu cât. Ideea probabil că este să ai o fluctuație în direcția care se trebuie. Dacă ai luat un interese greșit, mai bine e un stop loss mic și păi, deschide un nou standard. 10 puncte, evident de volatilitatea instrumentului. Stop loss nu se pasează ca și în prelecărăm ca și un H4, 50 puncte. Corect. 10 puncte se pasează, e cât stop loss. Ia tati. Cum a spus domnișoara, majoritatea, pentru ce eu îmi trebuie la trei de scalbe? Fac lotă, îmi pus ca și profite. Sunt persoane care intră cu volum mare și fac profite 5-10 puncte. Am un volum de 10-20 puncte. Evident că, dar noi pentru asta, ca să tranzacționăm, să facem scalping, noi trebuie exersare. Nu că, ai mi-am spus că am fost la masterclass și mi-am spus că o strategie, gata, eu să încep a face strategia asta. Ne trebuie testată. Orice pereche nouă, orice strategie nouă, ne trebuie testată. Eu am înțeles, adică, spre exemplu, strategiile care astăzi, spun astăzi, eu am înțeles. Dar nu dacă înțelegeți. Pentru că ați fac ca domnul, zic că doi microlui merge. Să mie, și că acolo eu, 1, 2, 3, 4, 5 la rând. Stop loss-ul și scurt. Domnul Victor, nu mă fie un moment. Da. Și plus la asta, care sunt avantaje și dezavantaje la scală? Trebuie să stai numai în fața calculatorului, adică e cel cam riscant, tu te duci undeva. Scalp, cum se faci toată ziua? Corect, o să-i scurt 15 minute sau o oră. Da. Cel mai mult începutul ori sau la sfârșitul ori, că acolo sunt linierile cele mari. Când e cea mai volatilă piață? Când se închide sesiunea europeană, se începe sesiunea americană, atunci piața este cea mai volatilă. Atunci e momentul cel mai potrivit de a face scalping. Sau? La deschiderea pieței sau în prinsuși? Perioada asta. Perioada. Nu, la perioada aceasta. Când sunt 15-16 aici, perioada asta. Și plus la asta sunt perechi volatile. Cineva a urmărit și perechi volatile? Da. Care pereche? Mixenul, Trigo, Zaro, Șnoc. Șnoc. Nu știu, este Mixcanul și mai sunt acolo. Trigo, ce-a făcut? E pe procedură. Cine? Trigo. Am să știi de cum fie eu, că sunt trei. De cauza că ultima perioadă s-a micșorat din vreo 3 ori rata de referință pentru lira turcească. Din cauza aceasta, lira turcească se duce față de dolarul american. Dar voi ați observat la indicele dolarului, el se întărește pentru o perioadă foarte delungată de timp. Și cotațiile de bază care sunt întrânsă legătură, la fel sunt influențate. Și trei de cei care tot așteptau poziții de cumpărare, mai ales pe GBP, USD, Euro, USD, până când, încă tot, și el tinde să cadă. De asta, fixați profit pe sell-uri. Dar iarăși, asta voi să analizați cu fiecare consultant în parte și la market discussion. Acum noi totuși trecem la strategia noastră. Da. Deci, pe ce se face scalping-ul? Cel mai des scalping-ul se face pe instrumente foarte volatile, precum ar fi piața de capital, aceleași instrumente exotice. Am un trader care transmitează numai pe cotații exotice, că ne-am spus, dar poate mai orientez mai aici pe cotații de bază. Ei, voi ce glumiți? Gata, dacă traderul gustă din instrumentele volatile, nu trece el pe cotațiile de bază. De ce? Pentru că nu mi-e interesant mie așa ceva. Gata. Fiecare trader în parte este de felul său independent, individual, respectiv strategia trebuie să fie abordată după el, exact și scalping-ul. Astăzi noi o să trecem 3 strategii, dar știți că nu trebuie de folosit, nu trebuie de încărcat graficul cu multe indicatoare, cu multe strategii, cu multe semnale. Cu cât mai simplu este strategia voastră, cu atât mai mult profit o să vă aducă. Dar ce e important, că voi să vă... Să aveți încredere în ea. Da? Așa, deci, astăzi noi o să vorbim despre punctele cheie după care se conduce un trader scalper. Și o să notăm. Deci, scalping-ul... Da, ok, voi notați, eu nu mai notez. Scalping-ul este locul unde se fac tranzacții multe cu profit micuț. Însă, volumul de tranzacții care se efectuează, el poate fie și 100 și 200 tranzacții pe zi, poate fie și 300, depinde iarăși depozitul vostru, de scopul vostru. Însuși, rezultatul acestei tranzacții face ca profitul vostru să fie destul de considerabil. Un trader,
În general, scalpingul a fost inventat în anul 1950. De atunci, tot mai mulți traderi folosesc această strategie, pentru ce însuși să fac profit cât mai rapid. Dar cei care nu au timp, nu este potrivit. Pentru cei care sunt însuși într-un an domeniu, el stă practic toată ziua în fața calculatorului și ce are făcut? Evident, schidă tranzacții, dar trebuie să primiți plăcere de la acest calcul. Dacă voi nu îți primiți plăcerea, automat asta se echivalează cu eșecul. Deci tranzacții multe cu volum mare. Da. Pentru profit micuț sau punctaj micuț. Punctajul este la 15 puncte. Evident, що просто тут басаємо 50 пунктів. Індепенденція, якщо встречаємо стратегії, що стратегія? Хочеш 100%? Так, сигурка, так. Що це ви збирали? 10 пунктів. Індепенденція, в першому ряду, індепенденція, де котація, так, якщо волатіла, то є у котації стандарт. Волатіла, вже, депінде, де спредер. Ми, ca să înțелезти, в чому мульт не акцент є котація, ми спредер не смічі. Că acum o spread, de exemplu, Zaru sau Turcească, care au 50 și acum cine trebuie întâi pot să fac 150 de punct ca să facă întâi să scopi spread, dar și eu și eu ceva acolo. De asta noi pe timpul care ne axăm cu cotațiile care au spread micuț. Având un spread micuț, noi ne permitem ca să facem timpul de 5-10 punct. Okay. Cel mai interesant că scalpingul, majoritatea au impresia că scalpingul se face numai pe piața de capital sau pe aceeași piața criptomonetară, însă scalpingul se face ușor de făcut chiar și pe Forex. Poate un pic să vă pară ireal, dar într-adevăr se face și pe Forex, chiar și pe cotațiile de bază. Respectiv, voi mai la sfârșit o să aflați care sunt aceste strategii. Al doilea punct cheie este să vă asigurați că aveți toate necesitățile scalpingului. Și acum vă spun care sunt ele. Deci, pentru ca noi să facem scalping, nu ne trebuie un broker rapid. Telerom. Evident. Eu alții nu cunosc. Deci noi? Așa. Platforma rapidă. Mentalitatea potrivită. Și aici un moment interesant, voi să mă întrebați, dar ce înseamnă oare mentalitatea potrivită? Cum credeți un scalper începător o să ajungă la succes? Da. Posibil. Iată aici, aici un pic o să fac niște paranteze. Direct la scalpingul se recomandă traderilor deja cu experiență. Cu experiență nu pe demo, dar experiență pe real. Pentru că aici operați cu volum foarte și foarte mare. Ok, dacă depozitul vostru menține sau are posibilitatea de a face față la aceste tranzacții, da, voi sunteți liniștiți, voi sunteți relaxați, primiți plăceri de la proces. Însă, dacă depozitul nu corespunde cu volumul cu care noi intrăm în piață, chiar dacă vă orientați, ei, dar ce o să fie? Câteva puncte. În cazul în care tranzacția merge contra, acel stop loss, spre exemplu, el un pic vă mărește risk money management-ul. De asta un trader scalper trebuie să fie conștient de și să-și asume riscul în scalping, anume a risk money management-ului. Plus la toate, aici trebuie să priviți piața rece. Cine dintre voi când schide tranzacții este rece? De tot. De tot. Totalmente rece. Deja, da. Nu prea. Deci nu există. Păi ce pierzi primul pont, credeți-mă unde vii rece. Păi ia că asta și diferența între un trader începător și un trader pe experiență. Când spuneți asta, de exemplu, eu spun că am pierdut cont, da, eu am pierdut. Și cumva, dintr-o parte, asta îi pare ușor. Dar asta nu e ușor. Și cumva experiența asta îți faci automat rece, pentru că știi că oricum tu îmi scoți din moarte plinii, după aia nu se mai frică de nimic. Logic, nu mai este frică de nimic, deja ai pierdut ce ai avut pierdut, dar e minic mai unul pe care poți să recuperezi. Asta e care intră în comă, după aia când ești din comă, treci viața, zici că ne trece de la oră. Diferența între un trader începător și unul cu experiență, chiar dacă scalping va să-i stop-ul 5 stop-ul la rând, un trader începător ce-a spate? Să oprească. Să oprească.
haide, stai și-am ținut trece cu om picioara. Am luat 5 stop plus, că gata să mă cad. Dar unul care e cu experiență, ce asta? Aia 5 stop. Ce-ți fac, domnul, vă rog frumos, spuneți, ce-ți fac, nu mai las, poate să-mi închid în minus, să dai, vă lăsați, aveți răbdare, dar nu pot, să-mi închid, ce-ți fac? Iată, asta se întâmplă la fiecare acolo, minus $100 în gestiune, 200, 300. Cum el depășește bariera lui psihologică? Iarăși, depinde. Un caz concret, traderul când era cu $100 minus, cam aceeași situație se întâmplă, ce v-am spus anterior, cum a intrat cu minus $5,000 în bani în gestiune, minus, vine la analiza tranzacțiilor. Nu vă deranjați minusul ăsta? Ei, minus, Alin, dar eu nu știu acolo, de acolo, cu știu de ce să-ți dea tot o să fie bine. Da? Adică gata, traderul a obținut imunitate. Așa și aici, scalpingul pentru un trader începător nu se recomandă. Mai bine, de la micuț, iată cum vă spuneți, de la micuț spre mare, începe într-o perioadă de H1, spre exemplu. Da? Ai făcut o săptămână, două, trei, o lună, două, depinde când voi deja vă simțiți încrezuți, după care deja, dacă atât de tare vă place scalpingul, dacă atât de tare sunteți perseverenți și vreți să ajungeți la scopul vostru, mai repede decât un trader intraday, poftim, face scalping. Da, imunitatea este un punct cel mai important. Pentru că cum noi gândim, cum noi ne simțim înăuntru, asta tot se reflectă în realitate. Și mai sunt acei traderi care, iată, chiar cunosc câțiva traderi, ei nu pot să depășească bariera de 100.000. Cine a avut așa situație? Practic ajungi la 100.000 și nu poți să depășești. Dați mai întâi să intri pe realul meu, după aceea să-mi descutăm. Eu de realul și vorbesc. Ce zice așa pat? Păi, de-aia am și venit aici. Eu când am început a tranzacționa, eu noaptea, pe cum spune domnșoara Elena, și mă spune la loc, pe noapte, știi, pot, ce cu tranzacțiile? Când vedem să virus, gata, trece, urmează. Ce-ați fi cu tranzacțiile? Mi-a luat plus, adormesc. Am trecut așa vreo 2 săptămâni, și am timpul analiza tranzacții. Iată, știți, aici vreau să mai atrag atenția, sunt traderii care se gândesc prea mult la contul lor. Fiecare tranzacție nu analizează în punct cât a crescut ea, sau unde a ajuns, sau cât mai are până la take profit, dar o analizează, iată, din punct de vedere la banii care sunt în gestiune. Banii care sunt în gestiune, asta cel mai puțin trebuie să vă deranjeze. De ce? Voi aveți, spre exemplu, o afacere de 1.000.000. Voi ce aveți 1.000.000 în buzunar? Nu. Aceeași situație și aici. Tranzacția, dacă acum este în minus, asta nu înseamnă că o să fie mereu în minus. Asta nu înseamnă că voi nu o să o închideți în minus. Voi decideți. Respectiv, dacă e analiza făcut corect, eu oricum o să duc în profit. De asta, ăsta e încă un punct foarte important la ceea ce noi notăm. Aveți încredere în strategia voastră. Nu testați 70 strategii pentru scalping. Sau folosești una, asta am luat stop loss, hai alta. Iau stop loss, hai alta și tot așa mai departe. Ți-ai ales una, te conduci numai după ea. Caz concret, un trader începător a trecut pe real după partea practică, el a început să transmiteze după o strategie. În fiecare, practic, la fiecare săptămână, plus minus, el îmi trimitea video de pe internet. Domnișoară Elena, dar ce părere aveți voi despre strategia aceasta? Dar ce părere aveți despre aceasta? Ce părere aveți despre aceasta? Acum eu voi să vă întreb, voi la partea practică ați trecut puține strategii? Cine folosești tot? Tot ce-au trebuit. Cine are depozit care se-i permeat?
Ce mi-ai mai greșit? Vreau să știu. Dacă știți... Nu ai cum să iei unul de te-a făcut. Eu, când nu te-ai făcut, nu știu ce mă așa, frumos? Nu, spre exemplu, stăm că ea, pe sfânta fau foarte mult așa. Și te scriești aici, spre exemplu, în locul ăsta. Nu prezi nimic. Te duci să-i cântuiți așa de alătură și scoate sac. Ce faci? Te duc acolo, că acolo e... Și acolo tot nu ieși. Când mă duc acolo, el prinde în continuare, eu nu prinde în continuare. Mă la vale de zană. Și tot așa întuși. Înseamnă că nu e problema că e în mine sau în loc. E problema în strategie. Persoana, persoana nu știu cum să pune poate altceva și-a dezvoltat o strategie, tu nu știi că a adus rezultate. Dar nu-și face. Hai, îmi spune, ești asta mai clasă. Schimbăm permanent. Schimbăm permanent. Eu atâta timp să slujim de o strategie la alta, noi n-am să avem rezultate. Noi trebuie să luăm o strategie, să o învățăm într-atât de mult, până ne aduce rezultate care noi îți dorim. Să luăm un stuplu, 2, 3, 10. Așa. Strategia bună pentru că atunci trebuie să aibă minim două confirmări. Minim două confirmări. Ce înseamnă? Asta cu o să vedeți la strategie. Asta e. Și încă un punct foarte important, păstrați-vă strategia să fie simplă. Dacă voi priviți și market discussion, analiza la alți traderi, voi puteți observați că tot e mai simplă și mai simplă strategia. Deci eu am spus că voi, chiar din ceea ce ați trecut la partea practică, voi nu folosiți tot. Pentru că dacă îți încarci graficul, te duce în eroare. Nu știi care semnal după care să te conduci. Stohasticul îți arată MACD, că nu semnal moving over, îți arată deja semnalul și mai departe. După care voi ce faci? Voi scăpați semnalul de intrare pe piață. De asta, cât mai simplă, dar cu încredere. Ați spus minim sau două? Minim două confirmări. Minim două confirmări. Ce ați trecem acum la strategii? O să trecem trei strategii. Una, cea mai simplă, e nu este chiar cea mai ideală, dar o trecem. E dublu moving average, adică este formată din două moving average. E moving average, sunt mai multe tipuri, dacă cunoașteți. Este simplă, exponențială. Până vorbim de moving average simplă. Prima. Ce are? Adică ele sunt setate, una, este setată, prima, perioada de 10, și a doua este setată perioada de 20. Două linii. Noi presetăm, pentru faptul că presetăm două perioade diferite, presetăm și culori diferite. Pentru că noi ca să cunoaștem care este cu 20 și care este cu 10. În momentul când are loc... Între tăieri. Mulți o scăd pe aici e momentul de intrare. Nu este momentul de intrare. Asta e cel mai greșit în loc. Moment de intrare. Lunare trebuie să fie. Ok. Dată perioada dată. Nu mi-e interesat diferența dintre tăieri. Prietule! Deci spune-mi că o să fie un mare scădere. Și în momentul primește că moving average de 20 e ca un nivel de rezistență. Nu mai are putere să crească, nu poate să depășească. Nu e posibil, pur și simplu, sunt în străbată în moving average 20. Am înțeles, dar zi, ok, se treacă doar pe una singură, pe n-aia 20. E trebuie să fie interiorul oară. Ok, dar care e 10 și care e 20? 10, asta e genul care e în scădere, 20, asta care trece deasupra. Ok. În cazul dat, când ești ca și cum, cum noi folosim, v-ați trecut toți moving average cu 14. 14 ați trecut toți. La de bază
bani, dar eu și... Nu, dar nu e de obicei, eu personal 14 de zi. Cineva mai trece când, în momentul când are loc intersectarea, tot consider că este un moment de vânzare. Aici trebuie testat. Eu l-am testat, nu pot să mă exprim asupra lucrurilor. Deci, când faci respingere la da, nivelul ăsta. Da, eu cumva în jos, când ajungi la nivelul de, la mult din nivelul 20 și are loc respingere, nu deschidem chiar atunci când are loc respingere. Așteptăm confirmare. Că treci sub nivelul... Deci sunt nivelul moving average de 10. Dumneavoastră când după moving average simplu, când deschideți? Când e deasupra preț sau când e sub țelul? În cazul când ea deja a trecut chiar cu o umbră sau chiar o umbră cu o micuță. Dar dacă o trec lumânarea deasupra și ar se întoarce înapoi, atunci deja nu e confirmare. Noi mergem la risc. Ok. Aici se depitea strană? Nu. În ce fel facem asta? În M5. Noi vorbim de M5. Ok. 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 În cazul dat, tranzacționarea după strategia asta, ea durează de la 5, nu-i fac o oră. În continuare va fi scalp. Da, va fi scalp, dar nu e iarăși. Ați fi căzătura. Da. Dacă să spunem că a fost căzătura, da. O să crească. Bani de înghițire, nu contează, poți fi din ghițări, nu poți să fii din ghițări. Când intersectează deja... Când asta e străbatea, noi deja nu ne așteptăm, când aici deja nu mai funcționează strategia dată. Numai în cazul când ajunge iar, să spunem că ajunge la nivelul dat de 20, moving average, și după aia se întoarce înapoi în cell. Atunci încă... Dar trebuie să avem confirmare ca să treacă sub nivelul moving average de 10. Prima lumânare unde scris sau am pus 10 puncte, la sunt eu, după asta mă uit dacă e mai confirmă, eu mai intru. Da, dacă mai vin, să zici... Adică de fiecare dată... Corect, de fiecare dată s-a confirmat. Eu am fost confirmat a doua oară unii până la moving average 20. Dacă nu am străbaterea, sau dacă nu e costit cazul că au ajuns, numai în tine oră, dar nu s-o părit de moving average 20. Asta iarăși nu funcționează. Deci trebuie să ajung până la des. Și asta va fi a doua tranzacție. Asta se ia doua tranzacție. Pentru până la fiecare să atinem acel take profit. Da, da. Noi de start facem take profit 50 puncte. Deci el oricum se va închide și o așteptăm următoarea. Aici nu folosim metoda dobării. Da, aici e cumva... Dacă n-ați pasat... Mica cipeală, asta e de fapt. Da, că dacă n-ați pasat stop loss-ul, ce o să fie? El a scadă în jos, tot vii să bată în... Și o să ne... Să bă și nu ne lăsă stop loss. Dar noi am fost în plus. La 5 puncte, da. A doilea sunt după linia verde, da? Da, iar când avem confirmare, iată aici. Când avem confirmare a multe greve, deci probabil a multe greve. Dacă niciuna de lumânare nu s-a atins de 20 și după iarăși coboară, nu mai funcționează. Trebuie neapărat să așteptăm o nouă ciocnire sau intersectare și după aia coboară. Da. Asta este semnalul de vânzare, când adică merge pe tranzacție de vânzare. Am luat 50. 50 puncte. Nu, pentru că scalping nu e ca. Aici tranzacția o să fie cu 10, 15, 100. De mii de euro. Depinde de volum care vă dați. Pretenir cu astfel de strategii, cu un lot sau cu două. Aici merge vorba de volum destul de mare. De asta un 5 puncte cu 10 loturi. Deja este mai... Dacă sunt cu 0-1 aici... Nu are rost. Ce să fac eu cu 0-1? Ți-am spread-ul la Teleron. Poftim? Da, da, la broker. Cam așa se primește. De asta mai trebuie cu noi când tranzacționăm scalpii, cea mai des o să-și pierdem scopul. Cum am spus în joară, ei îți fac loturi când trebuie loturi, nu știu de ce trebuie loturi, nu trebuie paia să facă, nu loturi. Sau fii, faci, pierdem scopul. Hai pe acum volumul mai mare și ai făcut.
Plătim tot, chiar nu scop. Întrebări? Cum aceasta arată eu? Eu am sfârșit asta de pe toți. Hai să vorbim de toate este, după aia, ca să pornim, când pornim la proiector, să-l strâng sau doriți să-l pornim? Nu, nu. Dacă îl pornesc acum, ați vă arăt, așa trebuie să-l strâng, ca să-l am nimic. Lăsăm la urmă. La urmă, ați vă arăt la strategie în care se trece. Da? Umbra, dacă treci în munt, nu are efect. Așa, dacă îi țin acolo, cum două, încă mai nu toate funcționează. De ce am spus? Asta e cea mai simplă și e... Nu-i cea mai perfectă. Nu-i cea mai perfectă, din start a spus. Cea mai simplă și nu-i cea mai perfectă. Se recomandă la multe sau? Nu, la multe. Se ideea să tranzacționăm ceva la multe și chiar dacă se tranzacționăm într-o adere și le recomandă, dacă trebuie generatul bani. Aici un moment la scalping, când ai zis noutăți, trebuie să se abțineți la scalping. Cel puțin măcar 30 de minute se abțin. Așteaptă noutatea, fac profit după noutate, după care și iarăși se orientează la scalping. Nu contează. Fie noi tranzacționăm scalping, facem intraday sau pe termen lung. Noutatea oricum ne afectează. Da. Cel mai interesant că anume noutățile doar este acel factor, acea posibilitate adăugătoare care noi ne oferă posibilități să ne, îndeplinim planul pentru acolo, nu știu, o lună de zile. E de ajuns să avem un 5 noutăți. Vinerea viitoare ce avem noi? Ce apare? Ați pregătit depozitele? Da. Mereu pregătit. Astăzi a fost noutat petrol. Ați folosit-o? Da. A folosit-o. Și cum este notat astăzi? Ora 9. Ora 9 se publică raportul. Asta la... americani. Așa. Deci sunt șomani. Șomani a fost deja. Știu că era mai multe astăzi de astăzi. Acum a fost la 3 jumate, la 5. 5 jumate. 5 jumate. Pe tot, ora 9 este cum se publică raportul. Așa, întrebări să-mi faci? Următoare, next! Da, next. Aia, părinte, mergem. Și, evident, să vă ținești pentru bani? Sau... Da, 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 corect. Trebuie să restingem. Încă, un moment. Noi vrem să vedem, obiectul ăsta de informație și de gândi în pizon. Poți știți? Da. Încă un moment, nu poate fi o strategie mai bună decât alta. Pentru cineva, strategia după stohastică, asta e perfect, asta e dragostea. Cineva după Fibonacci, asta e cel mai perfect. De asta, fiecare strategie care se trece aici, e pentru categoria anumită de trader. Da, dacă le pui trambele? Dar noi ce am spus? Nu trebuie să încărcăm după multe strategii. Asta o sigur, clar, le deschis toate. Ați întâlnit din astea care fac așa și una așa? Am întâlnit și mai ceva. Fibonacci, da? De regulă, când ai multe alegeri, te rezumi la nimic. Când intri într-un salon auto și acolo atât de multe modele frumoase, poți să te decizi la un model anumit? Da. Dacă corect de stat, știi ce e ce vrei. Da, de dat, știi ce. Mă duc să-mi cumpăr mașină și când intră acolo, acolo s-o scurs de modele. Și toate mergi diferit. Câte una mai frumoasă altă. Păi de stat, doar face analiză. Păi că asta și ideea. Ia, dar asta ce înseamnă? Să testezi mai multe strategii și tu alegi pe cea care se potrivește caracterului tău. Când am intrat. Am învățat cum să obiectezi de strategii la partea practică și haideți să... Până la urmă tot căutăm pe internet ceva strategii noi. Voi pe aceste de la partea practică, dacă le-ați folosit toate, ar fi perfect. Cine a luat nouă strategii și o învață pe urmă? Hai să studiezi, știi voi când e efectul lunar micuță și gata, ne-am plecat banii aici. Noi suntem încă abia pui din ăștia micuți, n-am apucat nici măcar să terminăm. Cât timp ați învățat pe urmă? Nu ați finisat. A, ați finisat. Nu știu ce să facem. Voi ați venit la masterclass-ul ăsta pe Vlad, cum s-a spus. De ce? Pentru că eu participam și el nu avea să ajungă. Dar este ceva o altă strategie care într-o final s-o vezi. Păi, dar asta e obiectivul, să facem test de care separat. Chiar doar la lecții practici și vă obțin sus medine. Trendul, lumânări, combinații lumânări, Fibonacci, nivelele, figurile. Da. Așa, voi să luați una, două, mai mult. Cum
maxim. Da, dar ei oricum sunt dacă a apărut figura și acolo asta. Figura asta e altceva. Figura năutarea, asta e totul altceva. Sau nivele, adică tu oricum lucrezi nivele, dar dacă nivelul e mare, iarăși mai pui, adică este momentul, sunt anumite unii mai suprapui, nu poți fi, curatul lucrezi la nivel până la nivel. Nu toți ei lucrează la nivel până la nivel. Adică mai pui Fibonacci expansiune sau mai pui Fibonacci ridicat. Fibonacci este legat laserului. Fibonacci vreți, nu vreți, îl folosiți. Trebuie. Că poți vă spun spați, ca să... Trebuie ținat. Este în cursul cu Fibonacci. Deci nu știu ce Fibonacci ce-am. Ca să fie o corecție, ca să fie așa. Eu am trebuit. Deci și tehnic. Da, dar el nu merge dila și până la. Cu impuls, da. Dar ce poți fi un impuls la micul? Mă, că asta alegi în toate să spunem lucrurile. Cei care avem trendul, da. Iată așa. Cu impulsul, îi spunem așa. Da. Ce mi-ai trebuit să fac o eu? În nivel. Aragutul. Da, dar este bun acela canal. Ia uitează. Adică nimeni nu vrea să fac lucrul ăsta. E un așa, hai, ți-ai fășit, ți-ai bani. Dar până la urmă, da, ți-l apăs. N-am motivație, n-am motivație. De asta, scopul. Iată de aici și important scopul. Dacă trader nu are scop, el e pe loc. Și când am spus că sunt traderi care nu pot depăși bariera de 100.000, iată de ce el nu poate depăși, pentru că nu are scop. Și el tranzacționează, da, poate lui îi place domeniul ăsta, el nu înțelege pentru ce el face asta. Dar scopul traderului care? Bani. Putem să vedem și varianta de bani? Da. Mersi. Da, așa. Săptămânile viitoare o să vezi ce faci. Toți testați strategiile pe demo. Eu sunt sigur că testul pe acasă și nu-mi plăle. Și-am atât știu, când mi-au spus, mi-a făcut notiți, vreau să ajung. Asta fac și eu. Am înțeles că asta e normal să fie așa. Ce e normal? Screenchat. Să ai simțament cum înțelegi nimic. Pe la început, dar dumneavoastră ați făcut un pas ca să ieși din chat. Încet, fac pași, mă rog. Păi, persoana de fiecare să te vezi și nu reușesc. Trebuie să facem pași ca să ieșim din chat. Dar când e... De ce știți persoane care duc de practică greșe? Atunci, după ce finisesc practica? Eu înțeleg, e foarte multă informație și mai ales pentru persoane care este nouă. Atunci, îmi spun, întâi, mă duci acasă, două ori după aceea lecția asta fugul de urechi, după aceea ieși pe fugul, lecție să vă ai răsit, trebuie să faci să te faci aici să te coreți. Dar oricum, după ore când mă duc acasă, schid sală tranzacțiile, ele pe mine mă supără, ele sunt minus. Dar dimineața tot e ok, analiza a făcut-o bine, până vin în coaș plus, și tot e bine, și mai bine sală după aia. Aia roșie este de 20, corect? Da. Iată de ce îți recomand să faci analiza dimineața. Da, chiar e cel mai perfect. Acolo tot a fost, numai că le-am ținat 10 când străbate în jos, 20 rămâni deasupra. Era verde de asta. Nu, poate mai am încurcat. Pe timpul 10, care, cei care străbate în jos, în cazul când merge tranzacțiile de sell, și 10 când străbate în sus, merge în cazul tranzacțiile de bani. Evident, tranzacțiile de bani le deschidem când, așa cum am spus, așa de atent tot a fost. Când străbate la nivelul 10. Da, când asta nu zici. Nu zici, când s-o extins, dacă mă străbate. O străbă tot. Mă lângă de aici, când vine perioada de 10, pe care atunci ați spus dacă de bani. Chiar au plecat 50 puncte, se spun, întoarce înapoi. În cazul când au ajuns s-o părit chiar nivel de rezistență, asta e cel mai simplu, asta e cel mai exact.
să trecem celălalt, când ne vorbim cu NCD-ul, s-o facem. Trebuie? Next. Încă o dată, vă rog, care de 10 și care de 20? 10, ca să ne bani. Poți-i numărul, direct acolo, așa. Sus, poate poți să-i mă în garaj, de pus o linie roșie, mă vier în jos. Iată așa, să fie cam aici, da. Roșie, 10, verde. Ce mă interesant, te-ți scriu și până la urmă. Din cauza asta, toți, săptămâna viitoare, o spun în gestionare. Iată-o. O să anunțați managerii voștri, o să anunțați managerii voștri, o să spuneți care este rezultatul. Eu vă recomand că voi scrieți un depozit, sau acel depozit care voi, de ce te ghemă mai ales, care voi descrești spireal și să testați una dintre aceste strategii. După care vă anunțați managerul vostru la ce profit sau la ce rezultat voi ați ajuns. Să am zis unul 10-20 minute, acolo suntem ca și ce rezultate. Așa mai e foarte să găsim unul 20 minute. Persoane care, într-adevăr, vor să facă un sport bine stabilit. Suntem ca un sport bine stabilit. Cât de utile a fost cunoștințele? Cât de bine le-ați primit? Ok. Treci mai departe? Da. Cu asta gata, am făcut bani? Da. Așa, strategia MOMO. Da, așa. Bine, bun. Ea este bazat pe doi indicatori. Da. Moving average, deja nu simplă, dar exponențială. Cu perioada. Perioada de 20. Convergență și divergență cu perioade standard. 12, 26 și 9. Așa. Ele sunt trei condiții când ele funcționează. Prima. Prima e. Prima este ca EMA sau Moving Average să fie, adică să fie în demenul săm, în vânzare. Când este în vânzare? Când considerăm că este în vânzare? Când intersectează în direcția de coborâre 80. Vedeți ce? E deasupra sau vedeți din soi de sub? Prima. Spuneți. A doua. Dacă vorbim de vânzare, barbe sau histograma la NCD-ul trebuie să fie sunt nivelul 0. Dacă vorbim de SEL. Histograma la NCD-ul. Așa. Noastră mâine îmi spuneți. Așa. Așa. Deci trebuie să fie sub nivelul 0. Sub nivelul 0. Ok. Da. Și a treia este ca distanța de la intersecția prețului cu moving average, scrieți 10 puncte. Adică atunci noi putem să scriem tranzacția de sell, în cazul când este vorbim de tranzacțiile de vânzare. Distanța de la intersecția prețului cu moving average, care are loc străbaterea. Minim 10 puncte. 10 puncte, da. Eu sunt foarte multe cazuri, eu nu m-am luat străbaterea și acolo nu sunt 10 puncte. Și mulți au zis, e dat ori. Moment. Trebuie să avem distanța de 10 puncte. Nu o să avem 10 puncte, e fost lasă puncte de asta. De multe ori sunt pentru care ar fi, să zicem, minimum 10, e clar, dar acolo nu pot să ajung. 10 cerți pe puncte. Nu, de obicei nu sare mai mult. Nu. 10 cerți pe puncte, topos și pe tot. Spune drumul cum ați dictat propoziția sau chiar scrie. Distanța. Distanța. De la intersecția prețului cu moving average până la momentul de deschidere a tranzacției fie numai puțin de 10 puncte.
Este sănătate? Da. În general, uscat, contează strândul. Nu. Voi știți, contează strândul în cazul. Nu, ce faci? Puncte mici asta din orice lumânare. Oricum, dar trebuie să știi când îndrii în saci, în Selșenbach. Asta e strategia, îți spun de dat. Ema. Ema, da. De fapt, vorbeam într-o zi cu un trader experimentat, care transunează în mult timp și eu îmi spuneam felul următor. Chiar dacă voi transunați în M5, M15, chiar și M1, neapărat vă depistați trendul în H1. Ți-ai depistat trendul H1, după care tu ușor poți să te orientezi cum să transunezi. Dacă ai trend crescător, mergi mai mult de bai? Exact. Asta e. Exact. Dacă ai Simplu spun, în cazul la scalping, noi putem să facem un profit atât de lucru și de corecție. Nu mai avem confirmare. Eu confirm pe corecție atâta timp cât nu am confirmare, nu pot să intru. Chiar transacționăm după trenduri. Și la ajutor, nu e chiar de pe nivelul de rezistență de sport. Cu cumpărăm sau vinde. Sau trebuie să avem confirmare. Încă o dată, vă rog. Când transacționăm după strategia cu trendul. Când schimb tranzacția? Când chiar sunt mai jos la nivel? Trebuie să ne confirmare, normal. Eu, când mă pornesc, sau spică în bank shark de ghid. Știți bank shark? Da. Și eu, merg la roșu? Sau trebuie să prind galben de semnal? Acum îți pornești nivel, atunci îți mă pornesc. Atunci când s-am semnal, atunci îți mă pornesc. Atâta timp eu am sunt, am avut eu traderi, care corecții m-am tranzacționat. În schimb, oamenii care le place să facă bani de geamă. Nu, că ea nu mă plăcea, și drag volum mare, nu-i curate cu ei. Te plăcea adrenalina? Da, de acord. Pentru că și da, nu avem semnale, nu avem semnale. Pe ce cotați sunt? A spus, mă, da. Sus medie de cotați. Deschideți-l toate. Înțeam strână. Mă, și ceapă de bază. Pentru că înțeleg că la partea ta, când noi vorbim mai mult, mi-aș fi înveță ceapă de bază. Da. Dar mai avem o smerine. Nu o cervolătire. Cervolătire deja contează o altă abordare. Okay. Și când o să vedem distanța aici, adică când la punctul dat, până aici să vedem 10 puncte, plus cu asta noi trebuie să vedem ca histogramă să treacă sub nivelul 0. Dar e zis să treacă sub nivelul 0 chiar în momentul în care îți fac 10 puncte sau poți treacă mai devreme? E fost treacă sub nivelul 3. E principalul ca... În momentul în care îți fac acele diferențe de 10 puncte, ea deja scrie sub. Da, trebuie sub. Okay. Atâta timp, dacă îți faci 10 puncte încă nu este sub... Nu, nu, nu. Dar, în general, e cam aproximativ din experiența mea cu lucrul cu dânsa, e cam să fie. Cam să fie. Adică, programul încă înainte o să fie. Zero. Dar, Mugen, nu vei gândi aici, în vânzare, cum ați spus, trebuie să fie, înseamnă că... Moving average este atunci când prețul primește sub linii, sub moving average. Îi dai bai, trebuie să-l stau. Să mergem în jos și dăm bai. Da. Așa ne pun și trebuie să-l bai. Cum ar fi să iasă plus? Da, cum ar fi? Adevăr, cum ar fi? Vă dați seama să vin mai cu așa rezultat. Da, da. Mă gândeam să-ți învățați greșit din start. Ați faci să-l plătit 20 lei și după aia... Că bine și așa. Exact. Poftim? De tot de nou, sunt foarte lungi de pe urmă. Dar ce vă spuneți, dar foarte mulți traderi aduc strategii noi. Da. Directul ăștia se întâmplă la strategii noi apar la traderi care, într-adevăr, se dezvoltă. Care sunt curioși, care se dezvoltă, care într-una tranzacționează. Cât mai mult traderi pe piață, cu atât se observă mai multe semnale interesante. Poate eu nu le observ, pentru că eu deja văd piața aceasta, toată ziua o văd. Și eu nu analizez mai profund. Dar traderul, iată, el stă mai mult pe piață și el analizează aceasta, observă unii momente interesante. De asta, dacă aveți idei, dacă aveți păreri ceva nou, nu credeți că ei sunt greșite. Pur și simplu, împărtășiți-vă asta cu alți traderi. Ieri am avut partea practică, am avut figurile, grupa nouă care acolo.
trebuie să te duci acolo început eu, ca spune și dai că una aici, una aici, sau dau piața, îi dăm istorie și zic, haide, ce figură vă observați așa? Nu dă-i cap pudre așa, sau cap vârful vârful zubului, sau vârful fricterii. Cum ați văzut? Nu uitați, zic așa. Nu, dar pe stavele, când privesc pe 2-3 ani, de o jumătate... De asta, el asta a fost experiența, el asta așa vrut să ajung, experiența. Dar mai este mai alt și altceva. Că, nu înțeles, nu înțeles, nu înțeles, nu înțeles, acum toți am spus că azi nu duc lecții cu ei, dar mâine să duc. Nici unul mi-a trebuit să spun cu tema de acasă, și care e figură, l-a văzut cum arată el. Dacă noi vedem însărcinarea ca să faci o temă de acasă, la partea ta, absolut nu credeți că noi ești într-o mână. Eu știu deja. Eu tot vă opăr, eu dau bine. Se mai întâmplă că la partea practică mai sunt câțiva perioade. Iar toți sunt pe demo, dar câțiva tranzacționează perioade. E de regulă, da? Eu am avut așa acasă, regulă. Din contră, vin cei mai entuziasmați, cei mai veseli. Și evident că colegii nu spun. La final, după ce finisează practica, spune, iată, noi voi a fost cu demo, faceți profit, dar noi făceam perioadă profit. Și iată, ei sunt cei mai responsabili, ei îndeplinesc cel mai des temă pentru acasă și mereu cu întrebări, mereu. De asta, dacă o să vedeți o persoană activă, el e perioadă. E posibil să fie și alți perioadă, dar care nu spun la sfârșit că erau perioadă, clar că nu spun să e. Două pentru final, e poate învață. Sunt majoritatea, eu nu am întâlnit o persoană sau dar foarte multe care se ocupă cu cripto. Și deja îi cunosc, au idei. Fac mani. Mani e o afacere de stat. Nu, e exact în altceva. Pentru că nu s-a pus o joacă. Și e acolo ca și cum se primește pe la casino. Asta se duc, dar se ducă. Fii lucru știi. Și când iau plusuri, și mi-e ce persoane trebuie. Dacă nu eu vin, s-ar trebui acolo. Domeniul vinovat. Domeniul, da, domeniul vinovat. Platforma e vinovat, brokerul e vinovat. Dar când eu minus s-ar trebui acolo, dacă nu tot. Nu sunt pe ce cursuri, să mă aștept și ceva, să mă învăț, mă cădă ceva, să știu, de ce am luat. Când ajung și trec cursurile, și într-adevăr, bă, păi, dar stai, că aici este așa ceva, este așa ceva. Adică, dar îl dau seama că, dacă vedem de start cu lucrurile astea, dar nu am minus. Eu, nu, pentru că, de stat, voi când veniți la un curs, că nu investiți nimic. Păi nu investiți mai câteva un curs. Care curs este gratuit? De stat. Ce pe care nu pregătăm? Da. Ei nu știți cum e cu cașcavalul gratuit, e doar un curs. Nu, dar aici este 4 lecții, vă dă posibilitatea să faceți cunoșteți cum vă dă. Face o idee generală, corect. Persoane de stat, a se plac, n-a se plac, nu știe oricum, că într-un final se filtrează. Ajung la cei care... Топ-киски. Acum facem de bani, da. Tot așa nu știu. Da. Eu înțeleg că majoritatea e cu tot așa ca o grenă fiuță, acum nu prea mi-e așa. De serios știu. Acum că e cu o zboare așa, ia la casă. După un an de zi, tot așa de aici. Eu de regulă mai am la parte practică, spun la lecție, tot așa numai că invers. Și voi deja trebuie încet și o să puneți mintea în mișcare și să înțelegeți care este rezultatul. De ce nu? Știți cum e, de mai este chestia care copii și spui să fac ceva și fac invers. Deci așa e, depinde cum înseamnă invers. Nu ia să fie minus.
domnul Victor vrea să-mi ducă în eroare intenționat. De ce? Prima mente a fost cu verde, asta e cu roșu. E foarte tras. Final de zi. Asta e foarte bine, poți sunteți atenți și atrăiești atenția. Iată, știți cum la noi profesoara exact așa, de când făcea câte o greșeală la tablă, spunea, dar eu special asta am făcut. Am vrut să vă, voi sunteți atenți sau nu? Domnul Victor, exact așa am făcut. Exact. Exact. Deci am luat un clas maxim, dar... Da. Apropo, noi pentru voi am pregătit astăzi ceva interesant. Nu, la... Ați ieșit. Dar în piesă, de care... Care nu o dormit în patrunce. Așa. Iarăși avem când... Străpunge, de la momentul străpunge, când Muri Gheghe a trecut sub preț, sub comunează de lumea, distanța de la străpunge până în momentul când se deschide în bate, deschide 10 puncte. Minim 10 puncte. Și plus la asta trebuie să avem confirmare ca programa la Muri cu un engagement, cu vedeță de vedeță, fii deasupra la nivelul 0. Aici când vorbim de tranzacții de bai. Asta tot aici nu am 5, da? Da, aici nu am 5. Noi ce-am vorbit prima, am 5, atunci asta a fost momo, totul e în 5. Și o să vorbim de... Nu pot să spun că am testat-o, dar trebuie de testat și de văzut. Eu vorbesc de strategii care sunt testate. Am să vă dau o strategie pentru tanterul mai mare. Care merge și pentru scalping și pentru tanterul mai mare. Nu prima să primești pentru tanterul mai mare. Testat-o, mă refer. Da, testat. Moving average cum? Dacă vom niște nu se iau, este în jos. 100-200? Asta pe S&P? Nu? Pătați revoltarea? Da, pur și simplu e în faci și să-i faci și fără de care e... Mhm. Trebuie să-și folosești. Cu engaged ce e gratis? 10-20? Cu 100-200. Am fost 100-200. E mult de asta, așa întreba. Ba? Întrebări? Next. Mi-e fac rămâne foarte activ. Și vă întrebări, vedeți câte el? Așa. Nu poți cunoaște să vedem grafic, acolo, că când e desen, desenul este perfect. Unul dat în spus, ea nu merge, dacă nu e grafic, ea nu se vedea. Eu două dată am apreciat la fiecare grupă pătresc lucrul ăsta, când desenați figurile. Ce am de desenat figurile? Când desenați figurile, tablă-i una. E nu așa de frumos, e desenate. Dacă ajungi la partea practică, pe acolo, tablă desenată într-un fel. Figurile ține niște imaginație, care știu cât de dezvoltată imaginația are. Și așa vorbim mai devreme, vezi figurile doar atunci când te uiți de 10 ori. Când e prea târziu. Când deja am văzut-o tot. Și de aceea trecem mai departe următoarea strategie. Asta cea mai... Timp de un minută. Este vorba despre iar două buni îngrijire și stohastică. Deci acum deja 3-1 cum ar trebui. Da. Cum ar trebui aici buni îngrijire prima. Tot e exponențială. Aici punem și ouă, da? Da, aici punem și ouă. Nu, e timp de minut așa să numești. Sau vreți să are timp de minut. Iema momo. Iema momo. Iema, prima, este de 50 de perioada. Da. A doua. Este perioada de 100 și la stohastic perioada de 5, 3, 3. Thank you.
Cum are, cum funcționează asta? Când are loc momentul? Da. Nivelul 20 și 110. Când e momentul de intrare? În momentul când, dragi tineri, iară, cam să fie tenții că care e 50, care e 100, suntem atât de sfat, asta pare că băi. În momentul când are loc intersecția, mult din vechi legi preluată de de 50 în jos, de sus în jos. Mă atunci ne acceptă tranzacțiile de sel. Numai că, de aici mai este încă o nuanță. Stohasticul trebuie să ajungă străbată de la 90. Dacă stohastic trebuie să fie... Nu, noi de asta toți cunoaștem, când trebuie să nu după stohastica confirmare străbată. Nici de tot atingerea. Sau. Eu pot fi străbaterea, pot fi masajul gândând ăsta, să spălească și să-l facă la fără. Tot din vin. Tot din vin. Tot din vin. El anume de la... Sau deci, străbatere sau atingere. Sau atingere, da. E că atunci eu pun să pun sau. Da, când are loc intersecția, el e ca, trebuie să fie confirmare aici, intersecția, și plus la asta, când se respinge, la, în cazul că dacă vorbim de sel, vorbim, se străbate nivelul 80, al lui stohastic. Dacă în cazul că stohastic se află la jumătate, sau de vest pornește de jos, asta nu funcționează. Chiar situația este mai mult decât de genul ăsta. Momentul când asta și invers. Iată, am avut un caz când trăiește un treabă. Spuneți, vă rog, dar când ea parc ies străbatul, dar preț un pic se întoarce înapoi. Iarăși străbat, iarăși se întoarce înapoi, într-una așa. Asta de ce așa se întâmplă? Pentru că nu este confirmare, nu este lumânare închisă. Doar însuși indicatorul ăsta se conduce după piață. Adiționat și treptavă ca să... Da, să fie clar ca să... Și avem nevoie de 5 treduri părăcoși. Nu, a fost asta. Nu știu de unde e. Eu de pe acum îi preconizez. Unu. Doi. Poate să fie curajos, tot știu. Eu recomand să fiți curajos. Nu, nu-i dacă nu vrei poți. Am să deschideți deschidem etajul 13 sau de etajul 14. Sărim cu bani cu parașuta, la etajul. Așa, tu cum vrei. Hai că ești oprimit. Nivelul de 20, 10. Nivel de rezistență. Da. Să-l putuși sau să-l putuși? Sălul, iată l-am pus cu marcat. Da, sălul. Aici a fost când am avut poate deja străbaterea nivelul, moving average de 10. Păi, poți. Am pus 10 puncte, dacă mă reșesc aici,
Și plus că nu e necesar că lumea să fie închisă. Adică e dacă mișcarea... Eu am nevoie de strepare. În principiu e bine că închis că eu o ia în jos. Dacă era albul, era rău. Aici am o confirmare. Da, da, da. Doctorul l-a pus la egal cu proiectul? Adică, da, în cazul dat am pus fără la egal. Cum trebuie să pun unul la unul? Dacă mai sunt oanță, lumânări, lumânări, da. Dar aici am pus urmări și mă pite că am o lună, a două. Da. Deci proiectul l-ați pus, v-ați orientat careva nivele sau pur și simplu? Nu, eu am spus după 5-10 puncte. Eu aici nu mă orientez după nivele, după nimic. Nivele, o să-mi aici, nu sunt prea mi-a pus taipa aia, mă, suntem nivele. Iar că am pus o dată aia mă mai pare, să fie, eu am pus una așa și mai cumva. Ia. Dacă ai mutat, aici am mutat. Da, s-a dus. S-a călit, sub sunt jos. Bun, bani. Asta e, practic, un interval de ceva minut. Am 5. Și am dat aici cam o oră. GDP-ul 100. Am 5, da? Da. 5 minute pe română. Ați stat ori acolo. Ce-ați spus la mine? De ce? Ce-ați spus la mine? Că sunt rămâne. Păi nu, că rămâne mai mult. Și am fost luată la 5. Aici poți face barba, să spun. Nu? Eu am spus că asta e cei mai simplu și cei mai... Nu, și mătate de oră. Bine, dacă ai sacul de bani, nu poți să aștept. Poți să aștept și două ori. Nu trebuie ca să prind 10. Da. Una, două. Și am dat cu volum mare. După aia... 50 cu. Ai închis calculatorul frumos. Sunt tot să-ți omași și stai băieții. Eu doi bani. Și următorul. Asta-i dublu mâine. Strategia MOMO. Programul se ducă jos. Programul cu intervalul. Distanța de aici până aici. Deci cum? Și de acolo. Și unde s-a închis standardul? Deci puncte eu s-o pus mai jos. Mai te-o aici o să-ți spun, e lucrat. Și am făcut puțin că am făcut așa. Asta este chiar asta, țiran. Dar când mă apuc ca să nu te-ai ca prețul de vedeți cu urmă. Următoarea? Nu, în spate. În spate ca să... Mai era cu una acolo, da. Băi, super că e în istoria, că e pentru că... Asta a fost azi perioada. A fost perioada de la... Asta cu ora 8 și jumătate. 500.000 de dolari, da? Loturi. Nu, că 500.000 de dolari loturi nu trebuie. Maxim 100 de loturi. Nu, e echivalentul în dolari. Câte o de corect sau de... 100.000. Deci 5 roturi. Deci vreau mai mult. 50? 100. Maxim 100. 5 roturi e puțin de scate. 5 roturi. Nici nu mai... Nici nu mai are rost. Nici nu mai are rost să aștept. Străbaterea, iarăși, străbaterea. Că ați dat 10 puncte și puncte mai mult. Să dai să-ți seama. Deci am omul. 15 este euro, 100 de euro în dolar. Ia de mentat? Am spus după ce nu este, da? Poftim? Asta nu poți. Asta nu poți. Super încântat, de se durează de optimism. Îți vede că asta nu poți. De ce nu vreți să spui să schimbi așa? Utiliști? Dar tot vreau, dar eu mă întrețin, mă lipsesc. Dacă să așteptați mă lipsesc, trebuie să faci singur pasul ăsta. Trebuie să mă lipsesc de vin. Eu sigur fac pasul ăsta. Și nu mă ce fac singur. Domnul Elena, pot să rog, mă împing cu urmă. Ați vrut să fie agent, să facă poză, la precedent strategie. Așa, care? Asta? La ce să facă poză, da. Nu te-am vorbit, da? Și, a, să așa, atât, este? Da, este. Așa? Așa, merge mai departe. Este? Următoarea? Aici merge proiectul deja de bani. Străbaterea, pun pe bunul din Gaimerici. Atunci am avut 10 puncte. Bum. S-a dus. Am dat toate. E clar, acolo 30-40. Am dat-o pe la scurt, am luat și am înjuat și am plecat. Am plecat la lecție. Poate vă văd mâine, veniți la lecție. Fericiți! Ați avut profit! Mai există varianta să vii trezi când ai dat pe real la tine. Ai făcut un milion? Așa? Pentru cum? Pe așa. Da. Acolo poți mai multe. După la Olex sunt bravo cu persoana și ea tot am ajuns să fac scouting, să luăm parteneriat și scouting. Ne-am pus la întâlnit, eu am făcut și persoana la acolo. Competiții. Competiții, poate văd competiții era. Care? Și ce mi-a făcut competiții? O, jumătate a făcut scouting ca pe acolo.
persoana nu a fost interesat să învieți. Altfel nu învățăm. Și cine a câștigat? Nu, faci ca un profit sau retorică. Profit s-a făcut, tu ai fost mai bine. Da, de 10 ori mai mult. Nu contează deja. Da, e clar. Da, deci persoana înțeles esența. Adevărat. Nu, din 10 n-a să vadă 10, dar să vadă un 2, 3. Ca la începător. Păi da. Nu, persoana e la începător, el deja a trecut curs de bază, după aia a trecut mult mai mulți să fac. La bază, ca plor cursat. Bine, dar e doar foarte bună de... Câte recomandați, câte loturi, când se întreabă... Dependență de contul care aveți. Dependență de scopul care aveți. Eu recomand 10 loturi. Menținete poziția din azi 10 loturi. Asta este altă întrebare. Deci, ia-ți răspuns. Ai un depozit de 100 de mii, da? Folosim sumele astea. VIP, ești VIP, da? Stai. Cât poți să intri, se recomandă din tot depozitul. Conform money management-ului. Eu n-am să-ți fac 100. Eu sunt 50-70. Deci 30 trebuie să rămână acolo așa de... Încă depinde de aia. Care e plusul și minusul la stată? Deci să nu blochează marjă. Nu știu, una, da. Pe mine. Da, dacă e ceva, mi-a dat atenția ghinia, dar aia e evident. Noi de ce am spus că aici de stat punem stop loss protector. De stat. Nu lași lucrurile așa. Dar aici un stop loss așa te afectează, e o șalotă. Da, dar și un profit, nu te afectează. Trebuie să-i la virusul, că stop loss te afectează. Dar se poate și o altă soluție, că ai făcut scalp. Te-ai grăbit și n-ai pus stop loss-ul și așa, și-o luat-o. Tu mergi frumos o rătău, faci stop loss și chiar și un pic. Deci, da, și să analiza în general. Da, da. Și dacă faci chestia asta cu atâtea loturi, că unul poate merge. Bine să ratezi un stop loss și riscul ăsta tu la 5%. Por fie? Riscul de tipul Serial și pe nu, de aici două, de spun 3. În funcție de proiect care eu fac. 10, 15, 20, 15%, 30%, 15%, 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 da, eu nu pot să vă spun că creșesc pe 5%, că am avut cazul de genul de ce mai curios. Eu vreau sub rost. Sub rost. Sunt persoane care vreau rost zile și-o duplat cont. În prima lună, dar la două ce s-a întâmplat? La două lună se trece. Să fii extrage. Să fii extrage. Și la treia, că veni cu bani de acasă. Ce tipul ăsta la punctul negativ? E că viața de trebuie să te stai și viața cu gândul. Nu, statistica spune... N-ați scăzut, am gata... Dar nu, dar dezvoltarea sustenabilă este o chestie care vine în timp. Ea nu poate fi așa, 100% de zi. Aia nu-i sănătoasă, aia e neapărat... Greșeală e altceva. Greșeală e altceva. Lumea e persoane, trei, care eu profit, intră în euforie. Păi asta și zic. Și ei nu văd greșelile. Da, și îți pare că ea și cea mai bine, eu puteți așa, a mie, personal, așa e din viață. Ai luat un profit, o săptămână. Sau câteva zile nu chiar o săptămână. Odihnești. Odihnești. Când intri în euforie, tot mai tare, mai tare, mai tare și după euforia... Tu... Deșert. Ați văzut profit, ați închis capătorul în perioadă. 3 săptămâni. Ați recalmat, ați relaxat, uitați de piață o săptămână. Asta și nu trebuie să mai faci. Așa, omul face dublu și tot mai mult vrei, tot mai mult vrei. Să mai aduci ceva. Deci mai departe. Da. Acolo mergi în spate și self, după strategii. Ar merge? Aici, trebuie să nu numai jos, mai la următoarea lunare. Tot acolo, dar adică următoarea, da. Aceea, deci, da, 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 da. Deci, punct, dar eu n-am mai zis, dar nu trebuie să am confirmare aici, aici. Nu numai în pauză. Da. Fie egal, da? Fie egal, da. În cazul asta, că aici poate, deja iasă nivelul 0. Atunci, ce e important să fii deasupra? Da, când mergi la sală, trebuie să vedeți deasupra și să ducă sub nivelul de aia. Deci asta iarăși o condiție obligatorie. Deci da, o condiție obligatorie. Ea poate fi și jos. Eu v-am spus că ești de condiții. Da, da, da. Nu că există situația în care ea poate fi jos permanent și să-ți fie sus. În cazul său, hai, că a funcționat. Dar e fost cum asta de-a mea.
măgească și să spui cum funcționează metoda. Mai departe? Scalping tine o stocastic. Intersecția. Mâinile de 50, este mâinile de 100. Da. Îl sunt la nivelul 80. O de voltură. De ce ochi de voltură? Cât mai mult o să examinați, cu atât ochiul o să facă de voltură. Dacă sunt odată săptămână în piață, o să avem niște ochi de plăguță. Așa? Mai departe. Pentru bai? Bai, dacă eu am câteva milion 20, intersecție. Am pus bai și merg în parte. Nu în parte, că trebuie să vii aici cum te sectat, nu aici. Puteți lea să vă la baie, rău? Așa. Clar. Așa, și la oră, nu știu, 20. Dimineața, cam asta este. Speram că să puneți în gestiune, o să faceți profit pe ele, nu pe demo, dar pe real, pentru că asta și scopul, ca voi să faceți profit pe real. Pe demo, toți noi suntem șmecheri, toți noi putem să ajungem la milioane, însă scopul nostru este ca noi să vă formăm ca trei de independenți. Ca voi, într-adevăr, să ajungeți la scopul voastre, indiferent de toate barierele care vă apar în față. De asta noi avem încredere în voi. Cum și voi aveți încredere în noi atunci când vă predăm lecții și vă dorim cât mai mult succes și cât mai mult de profit. Însă, am pregătit și ceva interesant. Da. Am nevoie de ce puteți pătați aici mai des. Ok, GBP îți dă eu vezi, da? Okay. Este de pasă? Mm-hmm. Așa, prima, care am vorbit despre Google Gavage. Da. Cotațiile de bază, eu pe mola bine când am încercat, trebuie testat, iar apoi lecții trebuie schimbate perioadele, ca să vedem cum funcționează. A doua, ea funcționează și cu volatile, care este mono. Ea lucrează și cu mono, și pe volatile. Sau, mexicană, loco. Și a treia, e testat personal, numai tot, de numai de astea care de bază. Volatile nu am încercat, trebuie să stați aia. Nu trebuie să stați aia. Nu trebuie să stați aia. Da, da. Eu nu pot să testez. Dar cu scuze, așa este, nu mai bază. Cu scuze, nu volatile. Nu pot să un lucru care eu cum am testat pe personal. Ca spun, la micul am învățat așa și de rost. Spun nou. Dar aceste perioade, ce le prezinte de fapt? Și care perioade? 10, 20, 50, 100, la media mobilă. Dar ce mi-e reprezentat de oameni de motiv? Să nu în ultimele 10 luni și să faci o medie. Ce și greșesc? Eu înțeleg, dar la numai 5 ani, adică numărul de lumânări. Nu, 10, 20, 50, 100, 200. Vă rășesc, scuze, mă am toată ce e pe și volatile.